Thank you.
Îți se rând pământești prin spăvătanie și iertare,
justiția, Sfântul Apostol pe Petru până și în Ustodia care se folosea la această lasăvârșire a acestei taine, are de drept scop tăparea lui Hristos și implorarea lui în a pune numărul precumătinioare Simon din Cirene la crucea sa, la crucea fiecăruia care este în suferință. Prin taina Dumnezeu se lege scrutare de împărăție în Dumnezeu, iar prin taina hirotomiei se dă puterea și calitatea unor persoane alese de a se ocupa de persoane în vederea dobândirii împărăției lui Dumnezeu. Vom vorbi despre oameni și despre persoane. Persoane de sunt la rândul unor oameni, dar de totul sprecina. Nu despre asta vreau să vorbesc, că vorbesc. Obiecte de bun și multe altele. Cartea aceasta depinde o exegeză a Sfințirii Apei, mic și mari, o exegeză legată de slujba unor lucrărilor și o exegeză legată de exorcism. Nu vă spun. Cei care doriți, o puteți cumpăra de la Panoarul Bunăstitii. Vreau să vă spun că ceea ce este în plus la această carte se vor folosi acel bănuț pentru lucrările de la așezământul de dincolo de drum. Un așezământ care a fost construit nu așa cum se spunea de sarte, pentru alte lucruri necuvincioase, ci un așezământ care este pus în slujba exclusiv grafozită a Domnului. V-aș ține eu mai mult de vorba, dar trebuie să ajung pentru slujba Domnului la Mănăstirea Dorotei, la Dorotei. Așa că ați scăpat tot până astăzi. Vă îmbrățișăm pe Dumnezeu plăcută, vă împărtășim binecuvântările Părintele Mântru Părintele Teofan și dacă o să fiți oameni tot atât de receptivi la rugămințele mănăstirilor și parohiilor noastre, cu pregătire aici la Mănăstirea Hatelu, unde este icoana Căpătării Dumnezeu, o să facem masă în prima duminică în care